Studiile recente arată că rata de creștere a diasporei românești este a doua din lume după refugiații de război din Siria. În acest ritm, populația României ar putea scădea cu 30% până în 2060. Artist Emigrant este o serie de reportaje despre artiști români contemporani emigrați în străinătate. Sunt Sabin Dorohoi, regizor și producător de film și voi fi gazda dumneavoastră în această serie. Liane Clem este pasionată de design ambiental și a emigrat din Anina în Germania. Ce a determinat, Liane, plecarea în Germania? Noi am făcut parte din Schwabii, din Banat. Părinții mei au încercat de pe vremea lui Ceaușescu să plece și au avut foarte multe restricții pe timpul ăla. Deci mami, de exemplu, a fost profesoară de limba germană la liceu din Anina și a fost dată afară când și-au depus actele să plece, pentru că sistemul atunci a spus, ea vrând să părăsească țara, e un trădător și nu mai are voie să dea lecții la copii români patriotici. Tata meu a fost dat afară din serviciul lor și ei au încercat mult timp să plece în Germania, atunci în 89, după Revoluție. Cam eu atunci aveam 12 ani. Na, ce să zic, pentru mine a fost o plecare, părinții mei au decis-o. Ajungând în Germania, nu știu, parcă am fost scoasă dintr-o viață și băgată în altă viață, de parcă aș fi avut dintr-o dată niște papuci care nu mi s-au potrivit. Pentru tine, care a fost primul job în Germania? Ce ai făcut o prima dată acolo? Și am avut foarte multe joburi, am început foarte devreme. În Germania asta e ceva normal, de la o vârstă anume, de la 14 ani, de exemplu, ai voie să lucrezi. Și primul meu job pe care l-am făcut, am împărțit ziare. În tot timpul ăsta, Liane, de când ai ajuns în Germania și de când ai început să și lucrezi, cochetai cu tipul ăsta de artă? Eu eram tot timpul fascinată de chestiile astea. Eu în lucrurile vechi, tot timpul când le văd, parcă le văd povestea sau istoria. Și de aia tot timpul în capul meu se mișca sau aveam același film să reușesc să bag lucruri vechi în viața de zi de zi. Nu știu, parcă am uitat să ne bucurăm de ceva. Trăim într-un timp în care se aruncă enorm de mult. Pasiunea mea e să arăt că ceva ce e vechi nu e neapărat urât, din contra. Poate să înfrumusețeze ceva, chiar să ia un nou aspect, o nouă imagine la lucruri noi. Ai simțit vreodată în Germania că oamenii se uită diferit la tine, că vii dintr-un loc diferit? Te-ai simțit vreodată discriminat? Da. Da, germana mi-a sunat altfel decât germana germanilor. Momentul în care m-am simțit foarte discriminată și pe care nu o să-l uit probabil niciodată a fost momentul în care trebuia să alegem în care școală mă voi duce. Și când era clar că o să vină timpul în care voi fi înscrisă la școală, era clar și pentru părinții mei și pentru mine că mă voi duce la un gimnaziu, dar persoana respectivă care a fost responsabilă pentru înscrierea mea nu a acceptat sub nicio formă să mă duc la gimnaziu, dat fiind faptul că nu vin din Germania. Deci a vrut să mă bage în Hauptschule, în cea mai școală cu cel mai mic nivel, și mami s-a luptat pentru mine să mă lase cel puțin la Realschule să fac 10 clase. Da, asta a fost impresia lor. Eu venind din România nu puteam să am capacitatea mentală să mă duc la gimnasium, cum îi spunea. Și atunci chiar am fost la această Realschule, am făcut 10 clase, după care m-am înscris la gimnaziu și am făcut bacalaureatul după aia. Ce te-a determinat cumva, Liane, să te reîntorci într-un fel în România? Pentru că tu ești reîntors așa cu un picior în țară, cu un picior în afară. E casa mea, e țara mea, e leagănul meu, aici sunt născută. Până la urmă, totul ce mă înconjurează aici îi devine pentru ceea ce am devenit. Deci de aici pleacă rădăcinile și eu foarte mult timp n-am fost în România pentru că, în timpul adolescenței aveam alte planuri, aveam o gașcă de prieteni cu care umbleam prin Grecia, prin Spania, prin Italia, pe unde umbli. Și după nașterea băiatului, nu știu de ce, dar așa dintr-o dată am simțit un dor de casă pe care nu puteam să-l... Pur și simplu a explodat ceva în mine și am simțit nevoia să mă duc la rădăcinile mele. Nu am cuvinte să descriu și atât i-am bâznit pe părinții mei până au spus, ok, n-o să ne lași în pace, hai să mergem. Din punctul meu de vedere, nu poți să te ridici și să zbori bine dacă nu ești conștient de rădăcinile pe care le ai. Și sunt jumătate nemțoaică, jumătate româncă și niciodată n-am să, dacă pe mine cineva mă întreabă de unde vii, eu vin din România, că trăiesc în Germania, pentru mine e ceva întâmplător, e ceva ce au ales părinții mei și pentru ce le mulțumesc, dar născută sunt aici, aici m-am format, aici mi-s rădăcinile.